Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călăraș desfășoară pe parcursul anului 2019 campanii de recrutare și identificare a persoanelor care doresc să devină asistenți maternal profesioniști pentru a lua amplasament copii. Asistentul maternal profesionist este o persoană fizică atestată care asigură prin activitatea pe care o desfășoară la domiciliul său creșterea, îngrijirea și educarea necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primește în plasament. Asistenții maternali beneficiază de salariu de încadrare între 2080 de lei și 2477 de lei în funcție de vechimea în muncă, vouchere de vacanță, sporuri specifice conform legislației muncii, inclusiv indemnizația de hrană, iar pentru copiii din plasament se acordă lunar alocație de plasament în cuantum de 600 sau 900 de lei și alocație de stat. Până în acest moment au fost organizate două serii de cursuri de formare de asistenți maternal profesioniști, în prima serie fiind formate 14 persoane care au primit atestatul, iar în a doua serie au fost pregătite 8 persoane care se află în curs de atestare. Până în prezent au fost angajate 9 persoane. Evaluările persoanelor care au depus cerere pentru a deveni asistenți maternal profesioniști continuă în vederea formării și atestării acestora. Conform obiectivelor propuse de DGASPC Călăraș, în următorii 5 ani urmează să fie angajați 100 de asistenți maternali, respectiv 20 pe an. În momentul de față, câți asistenți aveți în evidență? În momentul de față avem angajați 189 de asistenți maternali, care au în plasament în jur de 230 de copii. Prin proiectul TIMAP ne propunem să dezvoltăm și să consolidăm această rețea de asistenți maternali. Adică, în următorii 5 ani, ne propunem pentru fiecare an să angajăm câte 20 de asistenți maternali, iar la finele celor 5 ani, sperând că rețeaua noastră de asistență maternală va număra cu încă 100 de asistenți maternali în plus. Prin proiectul TIMAP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, nu urmărim doar dezvoltarea rețelei, urmărim și consolidarea actualei rețele. Pentru că s-a simțit o nevoie acută de perfecționare a resurselor existente, prin proiect fiecare asistent maternal angajat va beneficia de două sesiuni de formare, fiecare sesiune având o durată de 5 zile, a câte 8 ore pe zi. Scopul acestor sesiuni fiind, așa cum spuneam, creșterea competențelor profesionale ale asistenților maternali și implicit creșterea calității îngrijirii copiilor aflați în plasament la asistenți maternali. Cine poate deveni asistent maternal? Sunt anumite criterii? Bineînțeles. Este o profesie. Asistența maternală este o profesie reglementată de hotărârea de guvern 679/2003 privind statutul asistentului maternal, care prevede și condițiile existente pentru a accesa această profesie. În mare așa pot fi atestate ca asistent maternal profesionist persoanele care îndeplinesc următoarele condiții. Au capacitate deplină de exercițiu, prezintă garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte referitor la creșterea și îngrijirea copiilor, au în folosință o locuință care să acopere necesitățile de prepararea hranei, de igienă, de confort pentru toți utilizatorii, inclusiv pentru copiii care vor fi luați în îngrijire. Și trebuie să, în cadrul procedurii, trebuie să urmeze o etapă de formare inițială în profesia de asistent maternal. Cursurile sunt organizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Persoanele interesate trebuie să adreseze, să vină să se înscrie sau cum? Să vină la instituția dumneavoastră? Care este procedura exactă? Persoanele interesate să obțină statutul de asistent maternal vin la sediul DGASPC Călăraș, aici în strada Borăcanului numărul 1, unde depun o solicitare pentru evaluarea în vederea obținerii atestatului de asistent maternal. Solicitarea va fi însoțită de documente referitoare la actele de stare civilă, actele de proprietate, actele de studii, documente medicale. După depunerea acestor documente, începe procesul de evaluare. În prima etapă verificăm informațiile furnizate în cererea de evaluare, verificăm condițiile de locuit ale persoanei respective, avem mai multe întâlniri atât cu solicitantul cât și cu ceilalți membri ai familiei, pentru că
este necesar ca și celelalte persoane care locuiesc împreună cu persoana care dorește să devină asistent maternal să-și exprime acordul și disponibilitatea de a colabora cu direcția. Implicăm în această etapă de evaluare și alți specialiști, adică psihologi din cadrul direcției. Încercăm să constituim un profil psihologic al familiei în care va fi îngrijit un copil. Iar după aceste etape de evaluări inițiale, le spunem noi, urmează etapa de formare profesională, etapă obligatorie, când fiecare persoană care dorește să obțină atestatul de asistent maternal va participa la un program de formare. Acest program de formare este organizat de noi, are o durată de 80 de ore, este în acord cu o programă cadru elaborată de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. În cadrul sesiunilor de formare acoperim atât module generale cât și module specializate. Informațiile cu caracter general se referă la protecția și promovarea drepturilor copilului, creșterea și îngrijirea copilului, rolul asistentului maternal, iar pregătirea specializată se referă la îngrijirea copilului expus la situații de abuz și neglijare sau primirea în plasament de urgență a unui copil sau îngrijirea unui copil cu nevoi speciale. În momentul de față, un asistent maternal poate lua în plasament un singur copil sau, dacă situația materială îi permite, poate lua mai mulți copii? Poate lua mai mulți copii. Condițiile în care poate lua mai mulți copii sunt specificate în atestat, atestatul pe care îl obține, pentru că după etapa de formare profesională urmează etapa de atestare. Persoana care a solicitat evaluarea, dacă îndeplinește toate condițiile și prezintă garanții morale și materiale pentru îngrijirea unui copil în condiții de siguranță, va primi atestatul de asistent maternal, în care se specifică capacitatea acestei persoane de a îngriji unul, doi sau mai mulți copii, vârsta copiilor pe care îi poate lua în îngrijire și condiții referitoare la capacitatea persoanei de a îngriji sau nu copii care prezintă nevoi speciale. Înțeles. Din experiența dumneavoastră, în ultimii ani, numărul asistenților maternali a crescut sau se înregistrează o scădere? Dacă mă raportez la cifrele din ultimii 5 ani, să spunem așa, prin 2014 rețeaua de asistenți maternali număra cam 300 de asistenți maternali, acum ne apropiem de 200, deci numărul asistenților maternali este în scădere. Acesta este un alt motiv pentru care s-a simțit nevoia dezvoltării acestui parteneriat între Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și toate celelalte DGASPC-uri din țară pentru a consolida actuala rețea și pentru a o dezvolta. Pentru că timpul trece pentru toată lumea, iar asistenții maternali care au fost angajați la noi în direcție prin 1998-1999 au ajuns la vârsta pensionării, ies din activitate și se cere, este absolut necesar înlocuirea acestora cu alți asistenți maternali care să asigure alternative de tip familial copiilor aflați în dificultate.